Votați. Toate însemnările, vă rog foarte frumos. Da. Toate însemnările. Dacă a dat, trebuie să dea Matias mai departe. Da. Cine este împotriva sau contra? Dar ceva la deputat. Dacă nu înțeleg, ieși mai departe. Să strigă să strigă, nu scură să strigă. Nu s-o băgați în pot. Sunt distractor așa. Am o idee. Deoarece Andrei Jandrovski știe unde sunt toate unitățile tehnice de secare a lichilor, dăm șansa lui studenții pe totul la gârle, dacă știi cum e tehnica. Și are săraiul cu podul acela care este mai jos, de nivelul pământului. Dar tu ai utilajă. Andrei, domnul studiul, să ați fie inițiativa din interneturi, să ați fie. Nu mergi în lucru mai mult. Pune la pot și fiecare întrebare. Cu privire la aprobarea unui unități suplimentar de personal. La vot. Dacă vorbim la vot. La vot. E vorba de pădurari, de acolo să iertă, avem sectoare de tăiet pădurași, să-i dăm și o limită. Dar mai ieși cu pădurare, nu mai spui, dar mai spui. Noi până când pădurarea se angajăm din momentul când a să avem supravenire. Funcția asta e inclusiv. 200 de litri, 200 de litri de benzină și 10 de litri. Să tăiem. Asta pe cât timp? 200 de noi nu dăm limite de benzină pentru sprimbi el, nu pentru tăiere, ca salariul de pe o de zi. Domnul primar, el răspunde toate... Lasă-l spun primar. Toate șeile, corestierii care plătăm statul de statul. Noi am decis. Cine este Petru, vă rog votați. Aici 200 de lei. Pentru că facem la benzină, nu fere. Ulei. Prespuneți la bani, ați spus salariu și cu benzină la mână. Trebuie trebuie mai înainte. Nu, redactat. Mai departe, la locăți îi pui. Decizia, nu faci. Decizia, nu faci. Și să-mi faci o consultanță doamna secretară, o să facă la locăți o colecție. Motorină e motorină? Următoarea întrebare, numărul 6. Cu privire la aprobarea taxei pentru un metru cub de lemne și un metru cub de figură. Crenci. La vot. La vot. Cine este pentru, vă rog votați. Stai leacă, vrei, nu înțeleg cum e. Au trecut. Dar la mine este aia. După aia asta, cu 2500 de lei, mai este. Mai e 4 angajați, da, 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 da. Nu vedea cu unde îi pute. Cum și e? Ce mare de grechezi. 4 muștori am pliat. Eu și eu. Cum nu mai au... A, precedie. Schimbate cu lume. Varianta nouă. Bine, nu place o variantă. Stai, varianta de la Vic. Da, varianta de la Vic. Hai, 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 hai. Cine este pentru vă rog votați? Am înțeles. Unanim. Vă mulțumesc. Dumnezeu a trebuit. Următoarea întrebare. Cu privire la aprobarea taxei pentru metru. Iată. Cu privire la unitatea aceea care a fost la Vincislav, la centru ăsta sportiv, unitatea ce a fost la Vincislav, cu unitatea să o înnoim. Să înnoim că numai prin Consiliu trece. Unitatea de antrenor la ajutor, la centru sportiv Costel, salariu 2500 de lei. La vot. Cine este pentru sau votat? Studiați, da? Da. E că din data de timp. Vă mulțumesc. Una de mai departe. Privind aprobarea stației pentru metru cub de lemn și metru cub de figură. La vot. A trecut prin comisia, buget financiar, administrativ, juridic. Eu vreau să poftim. Domn Victor. La comisie au fost, dar au trecut în comisia de ședință drept, am analizat întrebarea dată. Dar acolo au apărut și așa întrebări că de elaborat un mecanism de distribuire, da, aici este o lemnă, în ce mod? Pentru că,
vorba ce să ajungă, dar... Care e invalid? Da, dar principul, numai prin pensionare. Nu fii invalid, noi am sunat. Și elele se depune la primărie și adică... Comisii s-a făcut. Noi am uitat, ies treacă ce e prin comisii și comisia determine... Păi ce s-a trecesul prin comisii, metodele este atât, a treacă jumătate de ani, oameni au sunat primărie. Dar ce spui așa? Se depune cerere și ei, voi stabiliți tapsă. Dar eu am nevoie și duci și șlier la fața lui. Domnul Victor are dreptate. Eu tot propun ca în decizia asta care să fie făcută în decizia asta cu prețul instalabilit, să fie stipulat că lemnele să dea pentru pensionieri și pentru familii social vulnerabile. Să nu se primească iară că luăm 4-500 de metri de lemne noi și așa care nu are nici numai. Copiii, da? Valiți, care au... Sunt familiile astea, nu știu, cu asistența socială, cu asta discutați și mai propun un lucru, că 300 de lei să fie un stier, un metru cub de lemn să fie 300 de lei, adus acasă. Nu. La pensionier, la ieși care facem de sub atunci noi nu o să ne încadrem cu sumii. Da, să mai punem de la primărie, dar da, să ajutăm familiile este nevoiași. Trebuie să facem mai copiii. I-am dat atât la mine. Mai au copii, mai au ficiori, fiice. Păi, dar sunt care n-au. Sunt care n-au. Sunt oameni care n-au să faci foc, să duci cu sanii și aduci copii. Să faci excepție la chestia. Acolo unde este necesar, niciodată n-a refuzat. Da, da, da. Care e urgent, care n-au. Ele la piață fost 6.000 lei. Eu îți zic 300 lei, nu-i mult. 50 de lei nu. Pentru oameni trebuie deci, mult asta. Deci, domnul Victor, chiar că trebuie să fac comisia mai departe la tine. Doamne, oameni buni, este primar. El este sub care, fie fiecare cerere, este decizia primăriei, când dat la familie nevoiești. Dar ce atâtea vorbim să parte de lucru? Dacă vorbea cineva, dar dă-mi bani și te rog, stac. Da, și mă dau întrebarea asta, nu trebuie să o ridici. Da, ce? Așa. De ce? Așa. Domnul Victor, știi destul de bine de ce. Toate... Păi, este primar, nu vorbim de o țară, familiile social vulnerabile și pensionieri. Andrei, cum să fie Andrei? Când ai spus un viceprimar, tu așa... Păi dacă n-a fost viceprimar, eu mi-am luat vorbim scadometul de lemne. Dar nu știu eu am. Păi dar stai, 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 eu știu cum știu. Să facă la internet și mă știu. Я вам покажу. Când am făcut socoteala și m-am dus la Chiscu și la Țiru, mai la deal, și am trimis vreo 7 oameni în caz 66, când m-a costat, am socotit-o, ieșit vreo 500 ceva de lei, i-a dus acasă lemne. Și măcar știi să fie lemne ca lumea, dar era screvis, nu lemne calitativ, care mă ți-a adus cu 600 de lei, să luați și o gradă. Eu tot de părerea lui Șandroschi, că scoate, într-adevăr, aici a depus, pus că dacă să-l ajutăm, dar să-l ajutăm. Dar să-i spun lui Savieti, cu vedere, exact. Să-l ajutăm cu 300 de lei, eu cred că mai are zonă. Eu tot așa spune, sunt 55 de lei. Domnul Grigore Ursu, eu am vrut să-l ajutăm. Mă într-adevăr, dacă vrem astăzi să luăm o decizie în favoarea cetățenilor noastre, din nevoiești, din familie slab vulnerabile, atunci hai să luăm într-adevăr să fie în favoarea lor. Cum spune domnul Tudor, că 6 și acolo, aia este care au bani, 6 și 8 și acolo. Noi nu suntem organul care, noi suntem organul care trebuie să facem favoarea cetățenilor noastre. De atâta eu tot la același propunere ca domnul Șandroschi, aici 300 de lei care plătește omul cel nevoiaș, sau dintr-o care are situații destul de slabă, să le ducem acasă. Asta să fie într-adevăr aportul primăriei față de cetățenii ăștia, cu aici 300 de lei. Asta-i propunerea. Dacă ce începem, unde? Eu și la comisia m-am expus atunci. Noi până acum livram aceste lemne cu 200 de lei. Anul ăsta, eu am fost cel care a propus că 300 de lei să fie. La 300 de lei le-a dus acasă. Omul mai mulțumit ar fi să le aduci cu 300 decât să duc el cu 200. Că al de dar să duci el când îl iei, al coasă 500. Plătești omul care nu are transportul, chin. Deci dacă facem un bine, să facem un bine. Eu propun aici, eu stau de acum jumătate de oră, domnule. De momentul, dragii mei colegi, consilieri,
suntem într-un an electoral, a fi bine toți consilierii să jertfească banii din ședințele lor, din propriul buget și să facem bine oamenilor. De ce nu? De ce nu? Poftim. Și atunci o să ducem lemnele acasă, inclusiv cu banii noștri. Da, domnule consilier, dar nu trebuie salariu de la stat. Nu-i nimic, mai adaug. Dar din coași tot sunt salarii la stat, cum și prin Italia. Hai! Domnul Tudor, dar toate sunt bani materiale, nu sunt toți la primărie. Hai să vedeți iarăși ajutor! Chide domnul Gabriel, poftim! Dar cum cred poziție? Domnul Tudor, noi dacă să facem lucrul ăsta, a dus și acasă și benzină, au cansat mai multă benzină pentru tăiet, ulei, plătim și omul ăștia care se taie, și, într-adevăr, primarul a spus, de unde să luăm noi banii ăștia? Da, să-ți facem eu altfel! Dați micșoară amoniac în sumă, nu 300, punem 250, dar lasă după omul să le iei, ori 200 pune. Cine are nevoie să ducă? Din care are nevoie. Și una, și a doilea. Eu sunt tot pensionar, dar eu sunt puternic, eu pot să mă duc să le duc. Deci speculăm așa. De dat, de ajutat, da, într-adevăr sunt oameni, dar acolo sunt Boltevai, bă, care nu trăiește singur. Un om mușnejel, care e singur. Pe șala, da, de ajutat transport, dar pe toți nu, nu-i posibil. Așa la care vreți pe ce? Dar nouă la toți și toți ne jurumi, domnule. Nu, da, da, vezi că aici dacă se speculează așa că l-a dus la toți degeaba, da. Și cât de lemne ați avem, tu crezi acum? Măi, cât de doar și, dar am spus, domnul Andrei, să vezi că duci cu oameni scrie o scurt mere, pentru o stie trebuie cu transport. Te bază, nu-i bară lumii, te bază de altă iară, că poți să fii comisă specializată, poți comisă de finanță cu ce? Și Grigore și Vasile, am unde am înșepă face, cum a spus Tudor, da, iar electoral, înțeleg, cu ce prostie de astea. Păi s-o putem la comisie, dar nu puteți să pot să am calea că nu ai spus Petru. Deci vă rămân prețul și gata. Și atâta ne sfredim. Da, sunt exact. Și la netare pe la comisie. Eu am o propunere. Dacă vreți să vă dat 300 de 300 lei metru cub, eu aș propune. Mai bine ar fi, și pentru pensionari, eu, de exemplu, aș socoli că eu pentru lui ar fi mai bine. Să plătească chiar 350. Dar să fie adus acasă. El ar fi mult mai mulțumit decât 300 de a duc să aducă. În primul rând, el lasă să duc să aducă, pentru că lasă vișine. Nu o să rămâi nici cu... Dar mai gândi, mări mă leacă, dar sunt și în... Andrei, eu am propunere. Adică dacă mie de vorba 300 de vișine, lasă și 350 de a să fie aducă cu adus. Eu astea probleme. Dar să fie concret stabilit cu acasă. Gata. Mă rog, domnul propune. Una cu 350 a dus acasă și una lui domnul Petru, 250. Nu trebuie să mă dea, poți trebuie să mă dea. Domnul propune. Deci 350 a dus acasă, 350. Luca Petru a spus 250. O mașină e 10 sterni, dat eu 1000 de lei. Să răscumpăr transportul. Domn primar, așa pe care îți dorea să iei un metru stier. Domn primar, eu vreau să dacă îți iei un metru. Domn primar, că au fost 200, dacă e 300, într-o mașină de 10 stier, doar e 1000 de lei și chiar cu 1000 de lei nu aduci de acolo până acasă la urmă. Și facem noi probleme. Dar așa să dai piață. Cât venit găsesc voi ca să avem la 100 de lei? Dar trebuie să acoperim cheltuielile, eu am bunici. Vorbiți să da. Noi nu avem bani și vorbiți tu nu acoperi cheltuielile la lucrători, la benzină. Și că eu cred că suntem la piață de ori. Deci mai locăm 2-300 de. Eu asta v-am spus concret de unii. Care e sursa de acoperire? E ca asta vorbiți, dar nu vorbiți că să-i duc la bab. Eu și așa știu că dacă este o persoană sau două sau trei, fără hotărârea Consiliului, rezolvăm întrebări. Dar când e vorba, când o sute scladori și la fiecare zi duci la poartă, am pățit-o anul trecut. Am luat de la o conosire de 450. Și eu ne ducem să luăm din păduri. Nu m-am dus eu cu viceprimar și încărcam din păduri să-i aduc în sat. Hai să nu vorbiți, parcă. Prima dată, vreți să faceți acte minivare. A, crezi, îți face din cruzna. Mergem. Aș fi el, dacă și un păpuță sau un om sau o persoană, două, treia să rezolvăm, fără hotărârea Consiliului. Da, acum este așa să lăsăm. Da, varianta comisiei a fost unanimă. Se aprobă taxa, un metru cub cu de lemn, 300 de lei și pentru un metru cub de figură, 50 de lei. Cine este pentru, vă rog votați. Și cu o introducere pentru categorie, concret. Da, dar este domnul primar este la plărit. În partea asta la... Când vă duci și domn directoare. Oameni buni, nu ai văzut pentru popor. Dar aici ați niște bani.
Domnul Tudor, toate propunerile nu sunt electorale. Cum e o propunere de altă fracțiune de electorale? Hai, ce rău! Nu mă trebuie să se grăiesc. Cine este împotrivă? 11. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Deoarece în sală sunt 21 de consilieri, se aproape 21, nu Sergei nu. Da, poftim, domnule. Prezența la 300 de lei și prezența la 700 de lei care le aduc de acolo. Ca eu să nu mă duc să iau 700 de lei de la Leoveni, de acolo din centru. Adică eu găsesc un pensionar care sunt foarte rău și eu spun, hai că mă duc eu și și le aduc. Da? E, nimeni nu o să știe, dar eu nu vreau 200, vreau 10 știe. Și atunci vreau să le iau 300. Deci poate trebuie de acceptat o limită, cât trebuie să revină la 2 sau 3. Deci e competența primarului. Eu să mă duc cu 10 știe, mă duc eu singur să iau probleme. Sigur. Următoare. Cu privire la taxă de canalizație. Baza com 200 de lei pe lună și a combinatul de pești cu 200 de lei pe lună. Servicii. Da, servicii. Acum s-au fost adăugători niște cereri pentru ajutor materiale. Ajutor material pentru doamna Svetlana Luca, 1.300 de lei. Ajutor material pentru Meneacă Domnica, 1.000 de lei. Asta e altă. De azi. Dar nu știm, da, că nu mai știu ceva. Nu. O să vă mai sculați-o, da. Domnul Tudor, comisia a votat unanim aceste taxe. Da. Cine este pentru? Mă rog, votat. Urmă 200 de lei. Dar se fie lună 200 de lei. Da. Exact. Cine este împotrivă? Cine s-a scris? Cu privire la stabilirea taxei pentru alimentare copiilor la grădiniță în anul 2014. Taxa, dacă știți, totul a achită la grădiniță de 7 lei. Pur și simplu trebuie doar de luat o decizie a Consiliului, ca să fie votată. Ea este de 7 lei. Părinți care achită 7 lei. Contribuția părinților. Dar noi suntem Se stabilesc în taxa de 7 lei. Contribuția părinților. 7 lei știu că e concursul acum. Pur și simplu, la noi nu e decizia Consiliului. Fiecare an bugetar trebuie să fie trecut. Cine este pentru, dar o votați? Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Unanim. Cu privire la prelungirea contractelor. Nu am întâlnit la fizie. Dacă știți, acum trebuie contracte de închiet cu persoane juridice, cu persoane fizice. Contractele s-au încheiat, dar s-au încheiat pe un an de zi. Trebuie pe licitație. Acum ați prelungit pe un an, pe 10, pe 20, dar trebuie să fie prelungit. Aici e 10 ani. Iată, s-a dat minim pe un an de zi. Comisia de buget și finanțe a discutat, s-a dezbătut atent această propunere și am stabilit la 5 ani de zile. S-a stabilit la 5 ani, deoarece acești specialiști care se adaptă, adică se conformează cerințelor, necesităților, de a putea să
Activez activ, dar asta mai e calitativ. La bot. Și a spus și la este. Da, da, da. Cu privire la stabilirea limitii de combustibil. La aparatul. Aici noi asta e stabilit luna, da? Luna, aici. Sigur că da. Nu, dar nu este mai că și sigur că luna. Stimați colegi, Comisia de Buget și Finanțe a aprobat unanim acest proiect de decizie după mai multe dezbateri. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva întrebări... Deci spălat lunar, adică dacă e lunar, zonar la tot, că aici nu e lunar. Lunar nu e. Lunar la primar este spălat. Să te dau o întrebare, concret spui. Lunar. 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 Gata. Cine este pentru, vă rog, votați. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Vă mulțumesc. Mai departe. Cu privire la expunerea la licitația unui teren. Se expun la licitație pentru dare în arendă terenul cu urmă cadastral 55, 15, 20, 22, 68, suprafață de 0,381,89 hectare, modul de folosit pentru construcție. Asta îmi pare că... Nu, 0,381 hectare. Da. Ceva... Da. Aproape... Unde este? Unde s-a arătat? Aproape 0,82 sote are. 82 sote. Asta îmi pare că s-a făcut teritoriul la Compostrans, că unde-i făcut bazinul acela. Comisia hotărâtă să agrară hotărât să stabilească 10%, asta ies 100 și ceva de mii, a să treacă la cineva în lucru, nu mai scădere, nu mai scădere. Cine este pentru, vă rog, votați? În comisiu la lingă. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Da, domnul, mai departe. Cu privire la abrogarea unor decizii. Două decizii de la ședința, una de la ședința de 6 noiembrie 2013 și una de la ședința de 17 decembrie 2013. Sunt la aceeași temă. Deci, prin aceste decizii s-a votat terenurile care aparțin la două persoane, la cadastru este înscris grădini, dar ei vor să construiască case pe aceste terenuri și le-au spus, de acolo au nevoie de decizia Consiliului ca să fie scris pentru construcții. Și s-a votat pozitiv. Dar unde s-a votat? E clar. Nu de fapt să dați intravilan. Da, și vine de la cancelarea de stat. Dați că vă dau un noi, nu odată am vorbit la capitolul ăsta. Deci, cadastrul regional cere niște acte care nu sunt legate. Deci, atât din momentul cealaltă, când s-a făcut planul urbanistic și lotul este între intravilan, nu e necesar să dăm, dar ei ne impun să le dăm hotărâri, ca oamenii să facem modificări și noi am făcut ca oamenii să poată să construiască casa. Și dacă cancelarea de stat găsește că nu trebuie statele este, este legalizat prin lege de stat, dar sunt cerințe. Și acum am rugat să nu le-am dat oamenii să-și facă, să construiască casa, nu-i punem vieță în roare. Cine este pentru, vă rog, votați. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Nici nu ți-a spus. Da, vă mulțumesc. Mai departe. Noi? Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Stimați colegi, este vorba de Levinte Maria, ea a fost la închisoare și prin decizia Consiliului s-a hotărât ca să se acorde acum ea s-a întors de la detenție și a luat răspunderea să grijească copilul mai departe și deci a decizia să fie aprobat să nu mai fie deputat. Cine este pentru, vă rog, votați. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Unanim. Mai departe. Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Domnul Tudor. Stimați colegi, iată vedeți că binefacerea continuă.
referitor la ceea ce noi deseori încercăm pentru a face niște gesturi nobile față de cetățenii noștri. Cu adevărat sunt familii vulnerabile grele, sunt familii bolnave și necesită susținerea noastră. La Comisia de Buget și Finanțe au venit un șir întreg de cereri, așa i-am deprins noi pe oamenii noștri ca să-i ajutăm. Dar a venit momentul când trebuie și de selectat. Dar cu adevărat sunt situații catastrofale în localitatea noastră, deosebit cu lumea care este bolnavă. Și colegii noștri din Comisia de Buget și Finanță am susținut unele familii mai grele, ce ține de boli, să nu stipulăm boli, este boli de cancer, de zahăr, unde s-a amputat și picioare, și unele familii care au decedat, rudele, prietenii, neamurile și cu ajutor amenii. Deci eu vă rog foarte frumos să ne susțineți în această hotărâre decizie care am luat-o noi. Și acum mai sunt votul. Și mai sunt astăzi la comisie. Da, și da. Doamna Zagorneanu, și asta, Zagorneanu, ce mai gândite? Domnul Vasile, domnul Zagorneanu. Cu cât, Vasile? Bă, cum e pus? Doamna Zagorneanu, nu mai arată. Am vrut un cuvânt de susținere la o persoană care s-a scris astăzi, adică ați vă spus toate, dar trebuie, dacă nu. Cine este pentru, vă rog votați. Pentru persoane care vor să votați. Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? 20. Da, da, da. Mai departe. Cu privire la examinarea unor cereri. Asta merge vorba de suspendarea activității de sportiv fitness motiv. Aici, da. La vot. Cine este pentru? Da, 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 da. Alte cereri. Asta nu suspendare, dar nu la redacție. Nu, suspendarea activității centrului sportiv. Dar și care-i treaba noastră? Absolut. Cred că nu are taxe. Suspendă activitatea. Avem astea întreprindere private. Ce a trebuit să facem? El a formulat-o că își suspendează ca să-i anulăm taxa. Noi i-am stabilit în Consiliu o taxă. Ca el la fiscale să fie arătat că ei se anulează taxe. Se acceptă anularea taxei pentru centru sportiv fitness. Legendarea activității. Cine este pentru, vă rog vota. Împotrivă? Abținut? Bine, mai departe. Cu privire la examenul cererii. Nu se permite micșorarea, anularea taxei pentru unități comerciale. Stimați colegi, au... E nici nu trebuie pus ca proiect decizia. Bine, comisia nu a acceptat. Eu am înțeles că comisia a acceptat, dar am înțeles că este acolo cererea lui Ion Negru, care noi am pus taxa ca la toți aici, la 15.000 de lei. Da, 50%. Vreau spun 10%. El cred că nu are nici un an de zile. Când se prea, și eu propun să-i pun de competența dumneavoastră. E competența lui Sâmbu să votați asta. Eu propun ca undeva 60-70% să-i punem, având în vedere că îi se va deschide mai de noi începători, să-i dăm chiar 11.000 de lei din primul an. Și totodată el ne-a mai ajutat cu materiale, a luat materiale datorii de la trebuie. Eu propun vreo 60%. Domnul consilier a propus ce-a dorit dânsul. Nici o problemă, dar noi am anulat mult mai mult de... N-am anulat, adică, deciziile noastre. Dacă convenim la această acest economic... Nu, la propunere.